Microsoft simte o responsabilitate în educarea tinerei generații? Eu cred în ceea ce a spus Einstein, că educația nu este doar de a învăța anume lucruri faptice, ci este efectiv antrenamentul minții, antrenamentul gândirii. M-am implicat acum 3 ani prima oară și nu mai țin minte de ce. A fost prima oară când am interacționat cu elevi de liceu. M-am implicat trup și suflet. Ce pot să spun e că e super fain. Mi se pare că am câștigat foarte mult în partea de mentoring. Și mi-a făcut plăcere să ofer și altora din experiența mea, cu toate că nu este atât de vastă. A fost o experiență unică, fulfilling. A fost foarte multă distracție, veselie, bucurie, determinare, sclipici, inventivitate, creativitate. Și a fost o experiență extraordinară pe care aș repeta-o. Și cred că este una dintre puținele oportunități unde au șansa să pună în practică ceea ce învață. E altceva. E total diferit față de jobul tău de zi cu zi de la Microsoft. Și pentru a cunoaște generația viitoare și a vedea că sună bine. Prima oară când experimentez lucrul în echipă. Sincer, lucrul în echipă. Să lucrez într-o echipă. Am cunoscut o grămadă de oameni. Și este o experiență completă. Am zis să încerc lucruri noi. O experiență unică pe care nu cred că poți să o găsești în orice alt program, mai ales atât de accesibil. Tot ce a trebuit să fac e să mă înscriu, să-mi aleg un mentor. Acest program îți oferă oportunitatea de a avea pe cineva alături de tine, de a primi niște challenge-uri constant și de a te menține pe linie pentru a ajunge de la start la finish. Este extrem de interesant să cunoști un mentor. Relația cu mentorii a fost perfectă. Am vorbit cu el în ședințe pe Skype. Mentorul nostru s-a descurcat de minune, ne-a ajutat, a fost mereu acolo. A fost relații de amiciție, de întreajutorare reciprocă. Eu am avut un mentor super. A fost uimitor. Aș repeta-o oricând. A fost un program minunat. Foarte, foarte competitiv și... Opening opportunities is life-changing.